a Elenei. Da. Cea care a demonstrat ce poate în cușcă în gala din Eric Sefs numărul 43 și astăzi a demonstrat că se poate lupta și cu un băiat. Am dreptate, Ruxandra. Păi dacă n-am adversar? Draga de tine, sunt atât de mândră și bucuroasă. Mulțumesc. Pentru câștig. Titlul acesta de învingător, mai ales că ți-ai făcut curaj. Ți-ai dorit să mai intri în galele Eric Sefs? Cu siguranță. Nu să te antrenezi? Dorințele mele, da. Wow. Te gândeai că o să ajungi să primești un premiu care nu, va costa în această deplasare în Dubai? Niciodată. Vezi ce a făcut Eric Sefs și sponsorul Barracuda. Da, le mulțumesc foarte frumos celor de la Eric Sefs și celor de la Barracuda. Am văzut că în afară de Mario Fedor ai avut o simulare, să zic așa, de luptă sau o luptă la sol și cu Kinga. Da. Și cum ți s-a părut adversara ta? Foarte puternică, mi-aș dori un meci cu ea dacă ar accepta. Dar ea acceptă? Nu știu, vedem. Sper. Dar v-ați gândit, adică ați comunicat despre, da, aspectul acesta? Da, au spus că și așa ar dori un meci cu mine, dar nu știu ce să facă, nu-i hotărâtă. Convins să fie hotărâtă și are toate șansele să iasă învingătoare. Deci nu ai teamă că adversarul tău ar putea fi unul mai bun decât tine și nu, că... Nu, foarte bine, înseamnă că merită. Pai, ce frumos! Asta înseamnă să știi să fii și învingător și să știi să mai și pierzi. Da. Felicitări, Ruxandra. Mulțumesc. Eu îmi doresc foarte mult să te văd într-o altă gală și cu siguranță și de acasă. Da, cu siguranță. Femeile la putere. Adevărat.